Wolfgang Gern. Noi astăzi am venit cu un mesaj. Da, haideți să așteptăm să vină toți colegii. Astăzi am venit la președinție împreună cu organizația de tineret a Partidului Politic Acțiune și Solidaritate. Suntem aici pentru că domnul Dodon deseori, mult prea deseori, vorbește despre faptul că el lansează inițiative sociale pentru cetățenii acestei țări. Ori scumpirea costului la transportul interurban care a avut loc ignoră absolut vădit interesele cetățenilor și interesele celor mai vulnerabile grupuri de cetățeni, în special a tinerilor. Domnul Dodon și administrația sa nu a luat în calcul tinerii acestei țări, în special tinerii din regiunile țării, tinerii care fac naveta interurbană regulat la studii, de exemplu, sau la muncă. Spre exemplu, un transport sau tinerii care locuiesc în anenii noi și sunt nevoiți să facă naveta pentru studii la Chișinău, de azi înainte trebuie să achite practic dublu, deci de la 16 la 20, 27 de lei pentru o singură călătorie. Fapt care dublează practic costurile de navetă pentru tineri. Da, sigur, ei sunt și publice, mai mult ca atât. Vreau să vă spun că au fost ignorate și solicitările sau nevoile tinerilor care sunt din raioanele marginale ale țării, de exemplu din Briceni sau din Cahul, pentru care costul de transport a fost mărit în atât de mult încât o singură navetă din Chișinău până în localitatea lui de Baștină practic se egalează cu costul sau cu suma lunară a unei burse minime pentru un student, de până în 500 de lei. De exemplu, vă spun, de exemplu, costul până la Briceni este deja de 166 de lei într-o direcție. De la 120 de lei, practic. Cât s-a majorat? S-a majorat substanțial, domnule, pentru un student a cărui bursă este de... Pentru un student a cărui bursă este de 500 de lei, majorarea cu 40 de lei a unei navete este o majorare substanțială a costurilor. Și acest lucru trebuie să nu îl uităm. Pentru unii cetățeni acestei țări, costuri suplimentare de 200-300, 400 de lei lunare suplimentare de întreținerea unui student sunt costuri suplimentare. V-ați pus și în situația transportatorilor? Ați văzut cu ce argumente vin ei? Sigur, dar în același timp, și anume din acest motiv, pentru că am analizat din mai multe perspective această problemă, noi am venit cu câteva solicitări la domnul Dodon. Stați un pic, eu o să citesc declarația. Eu o să fac solicitările noastre, după care dumneavoastră avem o libertate să ne angajăm în discuții. Nu e o problemă. Haideți să... Lucruri care nu sunt absolut adevărate și sunt preluate din presă, sunt preluate de la organizații. Este o conferință de presă, domnule. Mai mult ca atât. Noi am venit astăzi la domnul Dodon, de fapt, cu o solicitare foarte și foarte constructivă. Noi solicităm domnului Dodon și administrația acestuia, guvernului domnului Dodon, să facă următoarele lucruri. Să publice toate documentele ce țin de majorarea costului la transport public. În primul rând. Într-al doilea rând, să facă public angajamentul cu transportatorii. Să facă public angajamentele. Ajungem acolo. Noi acolo ajungem. Noi nu am văzut niciun document. Noi nu... Domnule, vă rog frumos, dați-mi voie să termin declarația de presă, după care discutăm. Noi nu am văzut niciun document public, clar, stipulat, care spune sau menționează în ce mod aceste majorări de tarife vor contribui la schimbarea sau la modernizarea infrastructurii transportului public. Și noi solicităm domnul Dodon să le publice și să le facă public. Într-al doilea rând, în orice țară normală există un sistem de compensare a costului de transport pentru elevi și studenți. Acest lucru este benefic pentru economie, pentru că majorează fluxul de transport, fluxul de pasageri, în special tineri, în transportul interurban. Respectiv, noi solicităm ca domnul Dodon și echipa sa să publice și să vină cu o inițiativă de compensare a costului de transport interurban pentru cetățeni. O practică normală în toate țările civilizate. Și într-al treilea rând, noi solicităm ca domnul Dodon și echipa sa din guvern să vină cu un document foarte clar și lansează consultări publice, transparente cu privire la majorarea acestor prețuri, pentru că ele nu au fost și nu sunt publice și aceste discuții niciodată nu au fost făcute și nu au fost consultate cu cetățenii. Au fost deschise aceste ședințe?
Nu, aceste ședințe au fost, acest lucru s-a întâmplat peste noapte, în ajun de sărbători, când cetățenii trebuie să meargă acasă, când... Nu s-a întâmplat peste noapte, nu voi spune în eroare. Deci aceste lucruri... Majorările acestea s-au întâmplat în perioada domnului, guvernului lansat de domnul Dodon. Rezultatul final nu a fost în guvernul Sandu, nu a fost majorarea prețurilor. Imediat. Aceste lucruri, aceste trei revindicări, publicarea informațiilor cu privire la modernizarea transportului public, scutirea sau compensarea costurilor de transport interurban pentru studenți și elevi și lansarea unui dialog larg în societate, transparent și deschis pentru cetățeni, pentru modernizarea transportului public, solicităm să fie realizate de domnul Dodon în timp util, într-o perioadă cât mai scurtă. Noi petiția o aplicăm, ar fi bine să răspundă la petiții cu inițiative și cu pași concreți în termenul stabilit de lege, deci până în 30 de zile. Domnul, dar dumneavoastră sunteți angajat? O secundă. Da, sunt angajat, domnule. Dar mulți dintre voi sunteți acum mergem și depunem petiția. Nu vreți să vedeți să lucrați în transport. În continuare mergem și depunem petiția, după care așteptăm răspunsul din partea domnului Dodon. În cazul contrar, dacă domnul Dodon și echipa sa nu poate face față acestor solicitări absolut firești, absolut constructive, solicităm dumnealui să retragă inițiativa de scumpire a prețurilor la transport. Colegi, dacă aveți ceva de spus, spune Adrian Băluțeau, sunt președinte de organizației de tineret PAS. Da, vreau să-mi spun să aveți și niște răzici. Da, dumneavoastră, de ce? Eu sunt una din acei tineri care cu aproximativ cam 5 ani în urmă am venit la Chișinău pentru studii. Sunt venită dintr-o localitate din sudul Moldovei. Noi suntem tineri absolvenți, masteranți, studenți, angajați, care am decis să rămânem aici acasă, angajându-ne pentru un salariu deloc favorabil pentru noi și atunci ne întrebăm cum să rezistăm noi tineri angajați, când având un salariu atât de mizerabil și când totul bate la buzunarul nostru. Noi, de fapt, suntem acei tineri cărora în campania electorală li s-a promis o viață de calitate. Ni s-a spus că suntem... Vă rog puțin, dar noi vorbim aici, eu chiar vă rog mult. Haideți, vă rog, Noi suntem acei tineri care în campania electorală ni s-a spus cât de bravo suntem și că noi suntem motorul societății și ni s-a promis o viață de calitate, dar de fapt acestea au fost niște aruncături de minciuni și promisiuni goale. Noi nu mai vrem să stăm cu ochii închiși, suntem afectați. În primul rând, tinerii sunt afectați de aceste majorări, văzând de fapt că nu avem un transport civilizat. Continuăm să avem un transport primitiv, continuăm să avem un transport periculos și pentru aceasta noi trebuie să achităm mai mult. Asta afectează tinerii, afectează bătrânii. Eu am venit aici ca să-mi expun dezaprobarea, luând în considerare reacția întregii societăți, luând în considerare că salariile și pensiile pe care noi le avem în Republica Moldova nu corelează deloc cu majorarea acestor tarife. Și cumva aceste majorări sunt neclare, foarte subite, făcute așa cumva. Noi nu vrem ca lucrurile să meargă cumva, noi nu vrem ca lucrurile să se întâmple așa oricum. Ludmila, mă numesc și nu o să răspund la întrebări. Da. Spuneați sunt din Ștefan Vodă, satul Talmază. Până acum, dacă era 50 de lei, acum 60, 65 unii șoferi. Deci, personal, eu am simțit asta. Au simțit prietenii mei, eu i-am întrebat chiar și toți au fost afectați de asta, luând în considerare că și microbuzurile care merg în localități sunt mai goale. În continuare, va avea cuvântul. Și numele, prenumele. Ludmila Padureț. Uh-huh. Haideți, veniți mai aproape, băieță, dacă... Da? Da? Да. Что это у вас случилось? Да. Добрый день. Меня зовут Евгений. И Игорь Додон решил поднять цены на транспорт, тем самым ударить в самых нуждающихся граждан, пенсионеров и студентов. В глазах Игоря Додона студенты, скучающиеся по дому, это легкая нажива. И то, что бюджет для президента был удвоен, только доказательство, что единственная цель у Додона у власти – это личное обогащение. Чтобы привести пример, почему повышение цен – это абсурдность, мы можем поговорить о Германии, где билет с Гамбурга до Берлина, к расстоянию которого 300 километров, стоит 5 евро. Это примерно 90 лей. В Молдове 300 километров по новым ценам Игоря Додона стоило бы 180 лей. Это в дважды больше, чем в Германии. Еще один пример, который я могу привести – это Румыния, где студенты могут ехать, используя поезд, бесплатно. А в Молдове студентов пытаются взять
каждую копеечку. Это животное желание наживиться на нуждающихся должно прекратиться. Мы, молодежь ПАС, будем следить за развитием события, и если цены не будут понижены, мы продолжим оказывать давление. Aceste discuții au fost inițiate când era guvernul mai satului. Faptul că inițiativa sau solicitările transportatorilor, fie din localități, fie transportatorii interurbani, de a majora prețurile, au existat mereu. Și discuții au existat cu toate guvernările. În toate perioadele noi am auzit și am văzut inițiativa transportatorilor de majorare a prețurilor. Faptul că anumite guverne au solicitat, ca de exemplu guvernul Maesan, au solicitat planuri concrete de modernizare a transportului, au solicitat compensări pentru grupurile vulnerabile de cetățeni și nu au admis că acest lucru se întâmple în ajun de sărbători, se întâmple brusc, se întâmple fără o consultare în societate, spune ceva despre guvernul Sandu, spune că nouă ne păsa de cetățenii acestei țări. Ori domnul Dodon a făcut acest lucru în ajun de sărbători, a făcut acest lucru fără consultări publice și a făcut acest lucru fără un mecanism de compensare pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni. Fapt care spune multe despre cât de sociale sunt inițiativele domnului Dodon. Noi, apropo, un moment care am fost întrerupt și nu am anunțat, este că această petiție o depunem domnului Dodon, dar în același timp noi public solicităm fiecărui tânăr care a fost afectat să se contacteze un deputat din fracțiunea Partidului Socialiștilor și să-l roage și să-i spună despre cât de mult pe el a afectat aceste scumpiri de transport. În același timp, noi solicităm organizațiilor de tineret, pentru care sunt importante problemele tinerilor, să vină și ei cu petiții similare la adresa autorităților, fie a guvernului, fie a domnului președinte, fie în adresa Parlamentului. În continuare, puteți vedea ce au spus colegii mei de transporturi și noi mergem către președinte să depunem. La Chișinău, din februarie 2022, să avem o rutieră dimineața și una seara. În cazul când nu erau scumpirile, eu nu știu cum era să discurce lumea din sat. Adică situația din și în și devenea mai mult mai proastă decât este la moment. Adică scumpirea era inevitabilă, inevitabilă, pentru că nu poți să, dacă ai 5 lei în buzunar, să-ți cumpere o pâine de 10 lei. Ori pâinea să ieftinești, ori mănânci pâine de care este. Asta este realitatea din păcate. Inflația nu cumva e ajutată de către scumpiri, nu cumva scumpirile produc inflația? Voi, dacă vreți să vă cereți dreptul, cereți majorarea bursurilor, majorarea salariilor, a pensiilor. Nici de cum nu poți să activezi o ramură care e practic e dus la zero, nu poți să activezi de la, înțelegeți? Noi acum suntem nevoiți să, să ne refuzăm din majoritatea rutilor. Și dacă cineva dintre voi care nu sunt angajați și caută un job, noi, cei mai mari plăcere, vă propun un job în domeniul transportului cu un preț cu un salariu de 2.500-3.000 lei. Veniți și activați și o să vedeți cum se activează în transport la momentul de față. Dar
Iar acum e suficient să se Ставили.
Jale. Mulțumesc, Ilai. Domnul de acolo, doamnele de acolo, mi-a spus că nu e cazul. Și poate îl întâlnesc în altă, altă ocazie, personal pe stradă, să fac așa un cadou. Pentru că m-am gândit că, bine, ăsta e prietenul lui, e Saulenco, de la SIS. Poate îl întâlnesc pe nostru pe stradă odată să-i dau și lui acest cadou. M-am gândit că poate o să-l lingușesc dacă o să spun că e ca un sultan, așa, pentru noi. Și dacă o să-l întâlnesc vreodată pe stradă pe Domn Dodon, cu plăcere să fac aceste cadouri, cred că da. Ia să mă depășesc. Este. Noi avem câteva texte petiții, apropo, dacă vreți să vă oferim pentru comunicații. Noi o să vă expediem comunicațiile câteva minute cu legile de acasă. Da, am depus petiția. Conform procedurii legale, a fost înregistrată, așteptăm să obținem petiția. A fost înregistrat, așteptăm răspuns din partea domnului Dodon și autorității, respectiv sperăm la... Noi nu am venit cu solicitări radicale, noi am venit cu practici normale pentru democrație și am venit cu practici sociale sănătoase în orice țară. Tinerii sunt cea mai mobilă categorie de cetățeni. Ei cei mai mult călătoresc, acest lucru le afectează starea lor economică, dezvoltarea, posibilitățile și oportunitățile de dezvoltare personală. Și limitarea acestei oportunități prin impunerea sau majorarea prețurilor este un lucru rău pentru cetățeni, pentru tinerii acestei țări care într-un final se dezamăgesc de ce în unele țări se întâmplă și este posibil să fie compensat prețul sau costurile la transport în cazul în care ele sunt exagerate. În Republica Moldova acest lucru nu este posibil. Noi solicităm ca procesul de majorare a tarifelor, ca procesul de împovărare a cetățenilor cu mai mult taxe și costuri mai mari, să fie discutat cu cetățenii, care la fel este un lucru esențial și normal în orice țară. Și provocările de care le-ați văzut astăzi și manifestările radicale nu sunt potrivite unor asemenea manifestații. Pentru că noi nu am venit cu o inițiativă radicală, noi nu am venit cu o inițiativă care să lovească în transportatori, dimpotrivă, toate studiile economice arată că modelele de reducere a costurilor și de facilitare a costurilor pentru studenți și grupurile defavorizate de cetățeni ajută transportatorii, aduc mai multe persoane în sistemul de transport interurban și urban, respectiv din acest lucru transportatorii pot doar beneficia. Și nu vedem de ce acest lucru nu s-ar întâmpla. Mai ales că numărul tinerilor în această țară scade pe an ce trece, respectiv și costul acestei inițiative de compensare a transportului nu este atât de mare și atât de imposibil de realizat. Însă este urât faptul că despre tineri, despre care atât de mult se vorbesc în campaniile electorale, se uită când vine vorba de compensări, de facilități și de suport pentru ei. Eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și mai vă mulțumim! Aveți nevoie de o copie sau... Nu? Ok. Noi oricum o să fie în comunicat cu care vă dăm. Dacă aveți nevoie...